Bună ziua, prieteni! Vreau să vorbim astăzi despre un proiect care ar putea crește economia Republicii Moldova cu circa 3 miliarde de lei anual. Este proiectul pe nume OE85. Ce înseamnă acest lucru? Este un substituent al benzinii tradiționale, fiind format 85% din etanol sau spirit și 15% din benzină. Această substanță, acest combustibil, este pe larg utilizat în America Latină, în special în Brazilia, substituind integral utilizarea benzinei de toate automobilele. Ne dăm cu toții bine seama că acest element nu este toxic nici pentru om, nici pentru automobil, nici pentru întreaga societate. Astfel, cum lucrează? Se produce un substituent pe teritoriul țării, reducând importurile de benzină cu circa 85%. Care este beneficiul major? Banii rămân în economia țării și lucrează pentru țară. Alt beneficiu major este are loc dezvoltarea industriei producătoare de etanol pe teritoriul țării. Republica Moldova are toți factorii pentru ca acest proces să se pornească. Care sunt beneficiile pentru țară? Este posibilitatea de a scădea prețurile la combustibil pentru marea majoritate a populației. În același timp, nu are loc scăderea încasărilor bugetare, deoarece accizele se plasează per litru. Un alt beneficiu este formarea de locuri de muncă pe întreg teritoriul țării, deoarece ne dăm seama foarte bine că consumul este regional, dar totodată producerea substanței E85 poate fi regional, deoarece este mai aproape de materie primă. Are loc dezvoltarea industriei post-recoltare și a domeniilor aferente, cum ar fi întreținerea utilajelor sau ulterior în dezvoltarea sectorului zootehnic prin menținerea unei cantități impunătoare de materie primă pe teritoriul țării. E85 este mult mai ecologic. La ardere, el elimină mai puține impurități decât benzina tradițională. Care sunt beneficiile pentru industria petrolieră? Are loc sporirea vânzărilor pe plan regional datorită prețurilor competitive. Trebuie să înțelegem. Spiritul pe piața internațională, dacă ne uităm pe bursa Nasdaq, variază la prețuri de la 5 la 6 lei, când prețul de intrare a benzinei în Republica Moldova este mult mai înalt. Noi în unele cazuri vorbim o diferențiere de preț cu o variație între 4-5 lei per litru, ceea ce ar permite o reducere a prețurilor pentru consumatorul final. Are loc pentru industria petrolieră reducerea costurilor de transport, deoarece nu mai este nevoie să transporti mii de kilometri marfa pentru a fi vândută pe teritoriul țării, dar fiind produsă pe loc, distribuită regional, costurile de distribuție sunt mult mai mici. Are loc o previzibilitate a prețurilor pe piață, deoarece producătorii autohtoni de etanol ar menține prețurile pe parcursul anului, nefiind variațiile atât de imprevizibile la cotațiile prețurilor pe piața internațională. Va avea loc și o diversificare a business-ului pentru industrie petrolieră de distribuție în Republica Moldova, deoarece se formează alternative la anumite produse scumpe, respectiv se creează o altă categorie de consumatori. Are loc asigurarea cu materie primă, indiferent de forțele majore care pot apărea, fie că e vorba de posibilitatea de transport, fie că e vorba de anumite proceduri vamale sau de certificare. Iar parcurile de tiruri va fi mai puțin uzat, deoarece vor avea de parcurs mai puțini kilometri pentru transportarea acestor lucruri. Sunt un șir de beneficii pentru industria petrolieră. Exemple de succes. Brazilia, 100% au E85, ei nu au benzină. Astfel, ei au o stabilitate macroeconomică, au o stabilitate în plan energetic și automobilele, trebuie să înțelegem, fie că în Brazilia, fie că în Republica Moldova sau oricare altă țară, ele, mărcile de automobile sunt aceleași. Ele nu se strică utilizând substanța E85. Printre cei mai mari producători sunt Statele Unite, Brazilia, Uniunea Europeană, China. În total, producția globală de E85 este peste 100 de milioane de tone de combustibil. Comparând cu consumul Republicii Moldova de 0,16 milioane de tone, ne dăm seama, producția globală este de peste 600 de ori cât este consumul național al Republicii Moldova. Nu este un proiect nou, este viabil, este acceptat pe plan internațional, deci nu este niciun motiv să credem că în Moldova el nu ar putea lucra. Rentabilitatea economică.
plan internațional, prețul etanolului este de 5-6 lei la bursa Nasdaq. În Republica Moldova, de asemenea, pentru a produce un litru de etanol, ar fi mai ieftin de 5-6 lei. Respectiv, statul poate aplica acciz, TVA și prețul final va fi mult mai ieftin decât benzina importată. Ce ține de infrastructură? Varianta ideală este regionalizarea producerii. În Republica Moldova sunt foarte multe uzine de vin care au fost falimentate. Ce se întâmplă? Aceste uzine au toată infrastructura necesară. Spații de depozitare, cisterne, cântare, sunt îngrădite, au sediu administrativ. În cazul în care are loc producerea în aceste întreprinderi, prin încurajarea antreprenorilor să se implice în producerea de etanol, cu certificare ulterioară, atunci s-ar dezvolta practic toate întreprinderile regionale care să producă etanolul. Materia primă este în preajmă, deoarece materia primă avem în Republica Moldova în surplus. Fie că vorbim de porumb, care exportăm peste 200 de milioane de dolari anual, fie că este vorba de grâu și alte producții care putem să le dezvoltăm, fie că e vorba cartofi sau sfeclă de zahăr din care putem produce etanol într-un final. Avem materie primă în surplus pe care o exportăm la prețuri mici și totodată importăm combustibil la prețuri destul de ridicate. În cazul în care regional se finanțează din partea statului prelucrarea acestor produse alimentare, produse agricole, se va rezolva două probleme. Obținerea de produse ecologice, autohtone, cu stabilitatea prețurilor, totodată se fac rezerve de materie primă pentru a dezvolta industria zootehnică. La componenta infrastructură putem să mai adăugăm finanțare de către stat a spațiilor de stocare interior, fie că e vorba de silozuri sau spații simple de depozitare a materiei prime, se poate utiliza tirurile pe plan interior pentru transportare internă a acestor produse agricole. Distribuția este identică cu distribuția benzinei. Aceleași stații de distribuție a motorinii și a produselor petroliere își schimbă doar formatul pentru a distribui și substanța E85. Trebuie să înțelegem, este o tendință europeană. În anul 2020, Uniunea Europeană s-a obligat ca 20% din toată producția petrolieră să fie ecologică în procent de 20%. Deci, noi vom face față inclusiv unor cerințe internaționale de genera surse regenerabile de combustibil. Legislație. Este nevoie doar de schimba câteva legi. Fie că este vorba de certificarea acestui produs pe teritoriul țării, fie că este vorba de adoptarea unor măsuri protecționiste pentru a majora cantitatea minimă de produse autohtone de combustibil pe teritoriul țării, fie că e vorba de instruirea cadrului și certificarea întreg procesului de producție acestor produse petroliere. Piața de desfacere în Republica Moldova este destul de mare. După cum am menționat, este vorba de circa 160.000 de tone consumul de benzină anual. Din aceste 160.000, dacă vorbim de substituit motorina, noi vorbim de a substitui 85%, ceea ce ar fi echivalentul la 136.000 de tone de etanol produs pe teritoriul țării. Noi avem toată materie primă, noi avem resurse în surplus în sistemul financiar, noi avem infrastructură stagnantă, avem o necesitate urgentă de a crea locuri de muncă în plan regional. Avem un consum garantat la 160.000 de tone de motor de benzină. Acest E85 substituie benzina, nu motorina. Deci, avem toți factorii pentru a dezvolta o producție internă. Statul nu pierde în componenta de TVA. TVA-ul care inițial a fost plătit de importatori la vamă, acum se transformă în TVA-ul plătit de către producători în procesul de producere. Are loc doar schimbarea bazei de impozitare, nu are loc scăderea impozitelor. Să facem o totalizare. Republica Moldova are capacitatea să dezvolte acest proiect. Există experiență internațională care explică că nu există niciun risc în procesul de utilizare acestei materii prime. Consumul global este de circa 600 de ori mai mare decât consumul Republicii Moldova.
Avem toată infrastructura, ne trebuiește doar voința de a dezvolta un nou proiect care ar duce la independența energetică a Republicii Moldova în materie de import de benzină. Deci, este bine să facem import de bune practici pentru a dezvolta economia Republicii Moldova. Să nu uităm că aceste proiecte regional dezvoltate ar crea câteva mii de locuri de muncă în Republica Moldova. Fie că este vorba de componenta de producere a benzinei și substanții 85 ulterioare, fie că este vorba de dezvoltarea industriei zootehnice, deoarece peste 60% din materie primă inițială, dacă vorbim de grâu sau porumb, rămâne ca resturi ce pot fi utilizate în industrie zootehnică. La moment, nici industria zootehnică nu se dezvoltă, deoarece materia primă este exportată de pe teritoriul Republicii Moldova. Sper că vom găsi înțelepciunea și curajul să adoptăm proiecte noi, astfel obținem o independență financiară în regiuni, obținem o independență energetică națională și foarte multă lume se poate regăsi într-un domeniu de industrializare. Vă mulțumesc mult!